Astăzi am primit de la FM Racing un pachet special, niște produse proaspăt lansate pe piață. Este vorba de un set de manete foldabile, făcute de FM Parts. Este o companie nouă apărută pe piață sub patronajul FM Racing. O să găsiți de acum încolo pe piață o grămadă de piese racing destinate exclusiv sportului hard enduro. Deci am luat manetele de la FM Parts. Sunt foarte ușoare, sunt făcute din aluminiu la CNC și mai mult de atât sunt flexibile. Deci nu o să se rupă ca cele clasice. La fel, asta e de frână. La fel și cea de ambreiaj. Mai mult decât atât, o să facem un test și o să vedeți că o să fie mult mai ușor acțiunea de apăsare a ambreiajului cu acest gen de manete. Cu un cântar de mână o să-l atașez de maneta de ambreiaj. Acum se vede că am maneta stock. Și să vedem ce forță este necesară pentru a trage maneta. Cu maneta originală avem o forță de 5 kg, 4 kg 600. Da, cam 5 kg. Și distanța este una destul de mare pentru a acționa complet ambreiajul. Deci, vedeți, degetul e întins la maxim. Să instalăm maneta de la FM Parts și o să vedem de ce forță este necesară pentru a acționa ambreiajul. Ambreiajul este pus pe poziția 2, deci în interior nu o să facem absolut nicio modificare. Avem nevoie de o tubulară de 8. N-are grijă când scoateți maneta să nu pierdeți arcul. Înlocuim arcul pe maneta cea nouă. Trebuie luată bucșa de pe maneta veche. Vedeți că totul se potrivește perfect. Maneta e strânsă și deja se simte cât de ușor este ambreiajul acționat. Cu maneta FM Parts se vede că distanța s-a micșorat semnificativ la jumatea degetului și deja pot acționa maneta foarte, foarte ușor. Dar acum nu mai avem problema că maneta o să se rupă, ea se dă peste cap. De aici se poate regla inclusiv deschiderea manetei. Dacă vreți să fie mai largă. Cu maneta FM Parts este necesară o forță de 2 kg 600 pentru a ține maneta trasă. Deci aproape jumătate. Fel procedăm și cu maneta de frână. Înlocuim pe cea clasică. Avem o manetă foarte scurtă, se poate acționa cu un singur deget și, cel mai important, se dă peste cap în cazul unei căzături. Vizitați fmracing.ro pentru mult mai multe produse dedicate hard enduro-ului. Produse marca FM Parts, făcute 100% în România. Nu uitați să vă abonați canalului nostru de YouTube Zona Enduro România, dați un like, un subscribe.